August a fost o lună de foc pentru polițiștii locali din Râmnicu-Sărat. Acțiunile lor au vizat identificarea scandalagiilor, dar și a celor certați cu curățenia ori cu regulile de circulație. Acțiunile au fost zilnice, iar numărul celor prinși pe picior greșit destul de mare. Agenții poliției locale din aproximativ toate compartimentele existente la această dată au desfășurat acțiuni într-un interval de 2 ore, chiar și 3 ore uneori, începând de la 7 la 21, de la 8 la 22, ne-am dus până la 12 noaptea. Au fost verificate peste 240 de persoane în bazele de date, aproximativ 20 au fost conduse la secție la noi pentru verificările ulterioare. Acțiunile polițiștilor au vizat și parcurile din Râmnicu-Sărat. Oamenii legii au avut în atenție nu doar pe cei care au combătut căldura cu alcool, ci și pe cetățenii care au aruncat pe jos coși de semințe, ambalaje sau peturi. Cei care au fost prinși în flagrant au avut de ales: ori achită amenzi între 300 și 1000 de lei, ori fac curățenie. Dacă unii au ales să dea cu mătura, alții au fost sancționați. Așa se face că valoarea amenzilor aplicate în ultimele 2 săptămâni depășește 8.400 de lei. Au fost aplicate 71 de contravenții cu o valoare de peste 8.400 de lei. Au fost și cazurile, după cum bine știți, unii au preferat să adune ceea ce au dat și aruncat, au dat și cu mătura, dar alte persoane care nu au înțeles că trebuie să facă să respecte aceste norme au fost sancționate contravențional. Polițiștii locali vor fi la fel de vigilenți și în perioada următoare pentru a-i determina pe oameni să respecte curățenia și liniștea publică.